O informație de breaking news. Dosarul privind microfonul găsit de Carmen Dan în locuința sa a fost închis de procurori. Practic, procurorii parchetului general au ajuns la concluzia că acolo nu s-a săvârșit nicio infracțiune prin faptul că cineva s-a dus și a pus un microfon într-o priză. Roxana Ciucă, într-o priză a unui om acasă, unui om privat, în locuința acestuia. Roxana Ciucă are detalii despre acest subiect. Roxana, care este motivul pentru care acest dosar a fost clasat? Da, bună ziua, Ana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Procurorii de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu vor în momentul de față să spună care sunt motivele pentru care, iată, s-a clasat acest dosar. S-au rezumat în a comunica faptul că a fost clasat și citez: sunt foarte multe motive pentru care a fost clasată această speță. După ce s-au făcut mai multe verificări, s-a și expertizat acel dispozitiv de înregistrare pe care Carmen Dan l-a găsit în apartamentul în care locuiește împreună cu băiatul domniei sale. Știm prea bine că și dumneaei a mers și a dat cu subsemnatul. Au fost audiate mai multe persoane, inclusiv vecinii de acolo din bloc. A fost ridicat chiar și butucul de la ușă. Așteptăm mai multe informații, poate chiar și un comunicat de presă de la parchetul general pentru a spune cu exactitate ce anume au constatat acolo, care au fost motivele ce au dus la această clasare. După ce vă reamintesc și puțin, Ana, acest dosar, în noiembrie anul trecut, când se întorcea de la serviciu, Carmen Dan a găsit într-o priză din locuința, din apartamentul domniei sale, un microfon, a anunțat de îndată poliția. Am avut atunci și primele reacții din partea Serviciului Român de Informații. Cei de la SRI au avut o reacție și au spus că SRI-ul nu este implicat în interceptarea ministrului Carmen Dan și că ar fi vorba despre un dispozitiv foarte ieftin, un dispozitiv ce nu costă mai mult de 300 de euro.